Portale sunt, au mai fost și vor fi întotdeauna, dar portalul de astăzi, de pe data de 8, într-adevăr, este foarte, foarte important, acești 3 de 8. Doar dacă ne gândim la 8, știm că este cifra abundenței, dar și infinitul în același timp. Se spune că un astfel de portal apare undeva la 260.000 de ani. Ei bine, uite că noi suntem norocoșii care îl prind din nou. Astăzi, mai mult ca oricând, este important să înțelegem că manifestarea nu înseamnă doar bunuri materiale. Manifestarea înseamnă o viață curată, o viață frumoasă, o viață împlinită. Conștientizați foarte ușor lucrurile de care vreți să scăpați. Ăsta este primul pas pe care îl puteți să faceți astăzi, de a renunța. Vreau să manifest renunțarea fricilor, temerilor, frustrărilor, răutăților, ego-ului exagerat și tot așa. Încercați să le conștientizați, scrieți-le pe o foaie de hârtie, să le vedeți obiectiv și dacă vă este de folos, chiar puteți să ardeți acea hârtie la final, tocmai în semn de eliberare. După care începeți să manifestați lucruri pentru voi sau pentru populația întreagă, pentru glob, da, să scăpăm de războaiele astea care vedem că ne bat la ușă, să scăpăm de foametea asta care ne bate la ușă. În această zi, dacă gândirea colectivă, dacă noi am gândit pozitiv, am putea să schimbăm niște linii de destin. Dacă nu să le schimbăm, măcar să le ameliorăm.